Polițiștii suceveni au destructurat o grupare de hoți. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. 5 hoți din Frasin au fost prinși în flagrant de polițiști din Pojorâta. 2 comune din județul Suceava au rămas parțial fără curent electric în urma unui incendiu provocat după ce un cablu de medie tensiune a căzut în Miriște. Iar după festivalul medieval, cetatea lui Ștefan cel Mare intră în restaurare. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Polițiștii suceveni au destructurat o grupare de hoți specializată în furtul de catalizatoare și combustibil din rezervoarele mașinilor. Gruparea era formată din 5 persoane, între care și un minor. 3 dintre inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul este cercetat sub măsura controlului judiciar. Hoții acționau cu precădere în zona de munte a județului Suceava, mai exact în Pojorâta, Iacobeni, Dorna, Arin și orașul Broșteni. Polițiștii secției 11 a Poliției Rurale Pojorâta au destructurat o grupare de hoți care s-a specializat în furtul de catalizatoare și de combustibil direct din rezervoarele mașinilor. Potrivit anchetatorilor, hoții erau din Frasin, dar acționau în localitățile Pojorâta, Iacobeni, Dorna, Arin și orașul Broșteni. Pe parcursul documentării activității infracționale, polițiștii au organizat un flagrant în timpul căruia hoții au sustras circa 110 litri de motorină, prejudiciul fiind recuperat integral. După flagrant, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile inculpaților, fiind ridicate în vederea indisponibilizării 3 autoturisme utilizate la comiterea infracțiunilor, telefoanele mobile, cartelele SIM, articole de îmbrăcăminte, diferite scule folosite în activitatea infracțională. În final, 3 dintre inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul este cercetat sub măsura controlului judiciar. 2 comune din județul Suceava au rămas parțial fără curent electric în urma unui incendiu provocat de un arc electric format după ruperea unui cablu de medie tensiune de la rețeaua de alimentare. Satele care au fost afectate sunt Șcheia, Mihoveni și Pătrăuți. Focul a ars vegetația de pe o suprafață de teren destul de însemnată, situată în apropierea localității Șcheia. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au intervenit la fața locului cu 3 autospeciale și au muncit mai bine de o oră să stingă flăcările. Preasfințitul Damaschin Dorneanul a trecut marți pe la paturile bolnavilor din Spitalul Municipal Sfinții Doctori Cosma și Damian din Rădăuți pentru a le aduce mânghiere părintească și duhovnicească. Bolnavii au primit iconițe și cărți de rugăciuni. Vizita a fost făcută la scurt timp după ce Preasfințitul Damaschin a fost pacient al Spitalului din Rădăuți. În dorința de a aduce mânghiere părintească și duhovnicească bolnavilor din Spitalul Municipal, Sfinții Doctori Cosma și Damian Rădăuți, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei, însoțit de părintele Ionel Constantin Maloș, protopop al protopopiatului Rădăuți, de doctorul Flaviu Sima, managerul spitalului, de Maria Cărdei, directorul de îngrijiri, și de părintele Bogdan Negre, preotul de la capela spitalului, a poposit la patul suferinței creștinilor din zonă. Cuvinte calde, binecuvântare, încurajare, îndemn la nădejde în ajutorul bunului Dumnezeu, au adus zâmbete de bucurie și mulțumire pe chipurile oamenilor în suferință, a transmis conducerea Spitalului Municipal Rădăuți. Personalul medical a fost binecuvântat pentru stăruință și răbdare în a aduce vindecare semenilor. Au fost dăruite bolnavilor iconițe și cărți de rugăciuni. Vizita a fost un fel de recunoștință a preasfinției sale pentru Spitalul Municipal Rădăuți. În luna aprilie, preasfințitul Damaschin a fost internat la noi o săptămână cu o problemă de sănătate și atunci am hotărât ca în perioada în care el este disponibil să încercăm să vizităm spitalul altfel. Adică eu mi-am dorit foarte mult ca vizita lui să fie apropiată mai mult către bolnav și către personalul medical. A fost o bucurie pentru noi toți. Este și începutul postului Sfintei Marii. Este o perioadă în care bolnavi, în primul rând, au nevoie și o alinare a sufletului, nu doar a trupului, pe care încercăm să aducem noi, personalul medical. Și atunci am încercat să combinăm lucrurile astea, să încercăm să atragem și atenția asupra unor probleme spirituale care pot duce la niște probleme de sănătate.
Vizita preasfințitului Damaschin a fost făcută la scurt timp după ce acesta a fost pacient al spitalului din Rădăuți. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a urat bun venit acasă sucevenilor din diaspora, care își petrec concediile în țară și i-a invitat la Festivalul Medieval. Evenimentul va avea loc în perioada 17-20 august și va debuta cu parada participanților. După festival, cetatea domnitorului Ștefan cel Mare va intra într-un amplu proces de restaurare, printr-un proiect de 6 milioane de euro finanțat de Consiliul Județean. Perioada de execuție a lucrărilor este 36 de luni, timp în care fortăreața Sucevei va rămâne deschisă pentru vizitatori. Dragi suceveni, dragi invitați în județul Suceava, eu vă adresez un cuvânt de bun venit în luna august, lună dedicată în special diasporei. Bun venit în județul Suceava. Și aș face o foarte scurtă trecere în revistă a festivalului medieval Ștefan cel Mare și Sfânt. În ultimii 15 ani am organizat în cetatea de Scaun a Sucevei acest festival medieval care a crescut de la an la an. Acum Suceava este în măsură să spună că are cel mai mare festival medieval organizat din toată țara. Ediția din acest an a Festivalului Medieval va avea loc în perioada 17-20 august, va debuta cu parada participanților, iar evenimentele se vor desfășura, la fel ca în ceilalți ani, preponderent în cetatea domnitorului Ștefan cel Mare. Vor participa 37 de trupe, vor fi din 6 țări, în afară de România, sunt invitați din Turcia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova. Interesul este foarte mare. Anul trecut am avut în jur de 30.000 de participanți la eveniment care au vizitat cetatea în acea perioadă. Anul ăsta ne așteptăm la fel să vină mulți turiști, porțile sunt deschise. O să avem spectacol ecvestru pe timp de noapte. O să fie spectacolul de focuri care este specific castelelor și cetăților, organizat de o trupă din Timișoara. Sigur, mai multe particularități veți găsi pe site-ul Consiliului Județean Suceava și a Muzeului de Istorie a Bucovinei. Dar important este să știți că va începe cu parada în data de 17 seara, trece prin centrul Suceve, merge spre cetate și așteptăm oaspeții noștri să ne viziteze. Imediat după finalizarea festivalului medieval, fortăreața Sucevei va intra într-un proces de restaurare. E o investiție de aproape 6 milioane de euro finanțată de Consiliul Județean Suceava pentru consolidarea contraescarpei a escarpei, pentru plombarea și chituirea șanțului interior al cetății. De asemenea, podul de intrare în cetate se va face un alt pod consolidat la intrarea în cetate. Toată balustrada, mâna curentă, va fi înlocuită și consolidată. Pulberăria, de asemenea, din cetatea de Scaun va fi consolidată și alte lucrări. Ce este important de știut, că numai anul trecut în cetatea de Scaun a Sucevei au intrat peste 200.000 de turiști. Deci Suceava devine un pol de atracție turistică. Perioada de execuție a lucrărilor de restaurare a cetății este de 36 de luni, timp în care cetatea va rămâne deschisă pentru vizitatori. Alte 33 de blocuri vor fi reabilitate termic în municipiul Suceava. În vreme ce în cartierul Burdujeni lucrările au început pe fonduri guvernamentale, au fost licitate alte 5 loturi pentru expertiza tehnică și audit energetic. Aceste blocuri de locuințe se regăsesc în mai toate cartierele orașului. Avem în acest moment la lucru mai multe blocuri care se reabilitează pe fonduri guvernamentale, în zona Burdujeni mai special. Dar acolo unde este o contribuție de finanțare de 60% de la guvern și 40% de la autoritățile locale și de la asociații de proprietari,
A fost o licitație de 30 pentru audit, expertiză tehnică și audit energetic pentru un număr de 33 de blocuri. S-a adjudecat, au fost scoase la licitație documentații pentru lotul 2, 3, 6, 8 și 9, 5 loturi care nu au fost adjudicate data trecută. Este vorba despre pregătirea pentru reabilitare termică și eficientizare energetică a unor blocuri din toate cartierele orașului. Dacă discutăm de lotul 2, T2 Mărășești, T3 Mărășești, T1 Mărășești, D1 Mărășești, 56 el, Mihai Viteazu, H1 Bulevardul 1 Mai, H3 Bulevardul 1 Mai, H2 Bulevardul 1 Mai. Lotul 3, Eroilor 84, 85, 40A Calea Unirii, 59 Calea Unirii, 56 Calea Unirii, blocurile A, B, C și D, 40 Calea Unirii, 59 Calea Unirii, la fel la lotul 6, discutăm zona centrală, Alea Nucului, Alea Nucului 18A și B, Alea Nucului 20A și B, N5 Samuel Sopescu, T96 George Enescu, T90 Bulevardul George Enescu și T4 Anai Păstescu. Dacă discutăm de lotul 8, discutăm de calea opțiunilor 3, calea opțiunilor 3 bis, Bulevardul 1 decembrie 11, 1 decembrie 1918, 12, blocul 12, Bulevardul 1 decembrie 1918, blocul 20 și blocul ANL de pe Bulevardul 1 decembrie 1918. Și la lotul 9 discutăm de calea Bistriței 33, calea opțiunilor 45, rulmentului 53, B2, A, B, C, D și E, Bistriței, T4, Calea Opțiunilor, T64, Calea Opțiunilor. Odată făcute expertizele și auditul, se va aplica pentru finanțare pe diferite oportunități. Și sperăm să reabilităm cât mai multe, mai ales că sunt multe oportunități, atât pe PNRR, cât și pe programul operațional regional și probabil mai apar și alte măsuri unde se pot reabilita blocuri ca și eficiență energetică. Un sfert din numărul maxim de beneficiari din municipiul Suceava ai sumelor pentru rabla local s-au înscris pe platforma Ministerului Mediului în primele două zile, luni și marți. În total, administrația locală va finanța jumătate din suma de 3.000 de lei pe care un posesor de rablă o poate primi, numai în cazul în care îndeplinește toate condițiile, pentru un număr de cel mult 1.000 de rable. Erau înscrise pentru municipiul Suceava 250 persoane. Din lista celor care au depus solicitare la primărie, noi am contactat, le-am spus ce trebuie să facă, să depună aceste solicitări la Ministerul Mediului, ne-am oferit să le dăm și consultanță cei care nu se pricep. O să vedem până la urmă, până la 31 august, cât să începem să vă înscrie în programul Rabla. Noi ne dorim să înscrie cât mai mult, să epuizăm cele 1.000 de mașini la care avem dreptul conform hotărârii de guvern. Pentru a participa la programul Rabla Local, una dintre condiții este înregistrarea pe site-ul AFM-ului. De asemenea, solicitantul trebuie să fie domiciliat pe raza primăriei la care face solicitarea, iar mașina de care vrea să scape să fie mai veche de 15 ani, să aibă norma de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină componentele esențiale. Totodată, mașina trebuie să fie înmatriculată pe numele solicitantului de cel puțin 5 ani, iar solicitantul să nu aibă restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat. Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de către AFM până pe 31 august 2023 la ora 16:30 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecarei localități validate în program. Suntem la faza în care se depun aceste solicitări la Ministerul Mediului, după care ele sunt transmise la primărie. La primărie, sigur că noi avem aprobat o procedură, toate etapele care se fac, verificarea eligibilității și așa mai departe. Și în final, sigur, când vin banii la guvern, punem și primăria restul banilor, să putem să dăm cei 3.000 de lei la persoane care casează mijloace de transport. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-a regăsit! După festivalul medieval, cetatea de scaun a Sucevei intră într-un amplu proces de reabilitare, consolidare, de fapt, că nu poți să faci, nu ai voie să faci foarte multe lucruri. Un proiect în valoare de 6 milioane de euro pentru restaurare. Vestea bună e odată că se întâmplă după festivalul medieval și apoi că nu se închide pentru vizitatori. Cătălina, da, 6 milioane de euro sau de lei?
Eu 6 milioane de lei. De 6 milioane de... Eu așa știu. Așa puțin? Da, da, nu despre asta e vorba. Păi, ăla alt proiect care a fost pe fonduri europene a fost 5 milioane de euro. Și ăsta este cu bani de la Consiliul Județean. E cu fonduri la Consiliul Județean. Și e o sumă mai mică. Dar și lucrările nu sunt de amploarea aia. Eu de unde știi asta, ce înțelegi? Păi cum cine? Cine? Însuși. Dar ție ți-a zis domnul președinte, mie mi-a zis domnul Ursu, de acolo o săptămână. Na. Așa, Sorin... Și mi-a explicat domnul Ursu, mă, nu rețin minte exact în cap. Chiar toate lucrările, dar a zis în detaliu la radio despre ce este vorba. Interesant este că lider de proiect este tot firma General Construct, care a lucrat și data trecută. Și cred că în asociere sunt cam aceleași firme și data trecută a ieșit o lucrare bună și asta înseamnă că sunt șanse foarte mari ca și lucrarea asta să iasă bine și așa cum ai zis tu, foarte important de subliniat este că cetatea va fi deschisă în permanență pentru vizitatori, inclusiv festivalul de rock de la cetate, cetatea de rock a Sucevei va avea loc la cetate, numai că nu în șanț o mută pe ziduri. Și da, zicea domnul Ursu, dar de mult spune că lucrarea este absolut necesară și nici Consiliul Județean Suceava, îți dai seama că nu ar fi alocat fonduri dacă nu ar fi fost chiar o lucrare care trebuie executată urgent. Adică începută urgent, că ea durează 3 ani de zile. Dar cetatea de scaun e simbolul. E cel mai important nostru obiectiv turistic, cred că, din județul Suceava. Și dacă tot vorbim despre ea, uite, ceva ce ne-a semnalat un telespectator recent și care nu e vai de mine, nu știu ce, dar e un neajuns, mai ales în această vreme a tehnologiilor, faptul că la cel mai important obiectiv turistic din județul Suceava, cred că fără îndoială lucrul acesta... Sigur, alături de Mănăstirea Voronești, de celelalte mănăstiri din patrimoniul UNESCO, Putna. Mă scuz, evident. Mănăstirea Putna. Putna nu e în lista celor UNESCO, dar acolo Putna e mormântat Ștefan cel Mare și e foarte importantă. Nu se poate plăti cu cardul. La casa custodelui, acolo unde intri să-ți iei bilet, nu poți să plătești cu cardul. Stai unde am mai intrat și mi-a zis că trebuie să-i pună. A la un magazin Mopan destul de mare așa și mi-a zis că... N-avea POS, nu? Nu, nu, a zis că tot... A spus cineva, nu știu, din conducere că vine să pună. Da, chiar asta am rămas surprins acum. Adică e un neajuns, nu e ceva mai luat prin surprindere extraordinar de grav. Da. Bun, sigur că sunt oameni care, să zicem că nu au bani cash, nici cât costă prețul unui bilet, nu are importanță. Este foarte ieftin. Da? Dar nici n-ai unde din zonă de la un bancomat să scoți bani, știi? Da, că nu este niciun bancomat. Păi în zonă. Nu, se lasă, se pune la intrare. Atât timp cât nu avem POS și dumneavoastră, nu avem. Intrați gratis. Intrați gratis, știi? Da, eu chiar mă mir. Acum chiar a rămas surprins. Și cred că nu este mare lucru. Dar de lucrul ăsta, chestiunea asta nu e o problemă pe care să o rezolve bănci? Adică nu e nicio bancă interesată? Trebuie să ceri la o bancă să vină să-ți monteze un POS. Adică da, nu cineva, vine cineva să zică, bună ziua, aveți nevoie de POS? Da, tu ai impresia că din miile astea de vizitatori care vin de ani de zile la cetate, n-a fost nimeni de la o bancă? Și să zică, dar poate n-aveți avea bani mărunți la el, nu, totuși. Nu, dar nu vezi că n-ai așa, zice, dar n-aveți POS, eu sunt de la banca aia. Vin și pun un POS, nu așa? Eu așa cred că dacă ai o nevoie, trebuie să faci o cerere, să soliciți. Și domnul Ursu știe? Dacă nu știe, află acum. Da. Sau poate că de când... Ai început să mă întrebi pe mine, deja s-a și rezolvat. Ar fi, se poate, ar se fi poate. Interesant asta. Zeci de blocuri din Suceava vor intra în reabilitare termică. La unele dintre ele, cele la care contribuie Guvernul României și Primăria Suceava și Asociația de Proprietari, cele din Burdujeni în mod deosebit, se lucrează deja, dar aici este vorba despre finanțare pe Programul Operațional Regional pentru 33 de blocuri dispersate așa în mai toate cartierele din oraș. Ceea ce se face deocamdată, ceea ce s-a licitat și au fost câștigate cele 5 loturi care au rămas, este vorba doar despre expertiza tehnică și auditul energetic. Fără astea, nu știi ce nevoi financiare sunt, nu poți să aplici pentru proiect. Așa este. Și când o să înceapă proiectul, blocurile nu o să mai fie.
Pentru că la cât durează sau păi, cade, așa nu chiar, Sorin, pentru că perioada asta de finanțare a POR e 2021. Da. 2027. Da, mai este. Plus, da, N plus, au, cât s-a pierdut până s-au deschis foarte mult finanțările. Se vorbește, știi că au fost tot felul de programe, dar nu vreau să pun în locatare, după aia zis că în locatare nu mai pun. Au fost tot felul de discuții. Dar și chestiunea asta cu reabilitarea termică a blocurilor depinde și cine o face. Pentru că dacă mergem prin oraș așa și ne uităm la niște blocuri care au fost reabilitate termic mai de proprie. Sunt niște rușini. Da, da, e regie proprie. Nu știu, și regie proprie. Când oamenii au de plătit, Cătăina, hai să punem ceva deci mai ieftin. Nu știu dacă, punem... da, oh, așa, și niște rușini de blocuri, niște panarame de blocuri. Și unii dintre locatari, poate nu și-au permis și a rămas un etaj nefăcut. Dar tu mai ai avut și în bătaie de joc. Pusă, asta, și asta e o prostie cu zăpada aia artificială, sau cum îi spune. Vine acolo, tuflesc alea pe perete, pam, pam, și ia du-te și tu, uite, să vezi. Pereți spălați de ploi, alea mâncate de vreme, găurite, bortilite, care nici nu știu dacă sunt așa sănătoase alea, nu știu ce efecte au. Deci lucrări făcute în bătaie de joc. Hai să facem, unii s-au făcut că plătesc, alții s-au făcut că lucrează. Că și dacă se fac așa în continuare, astea, reabilitările astea energetice, ele sunt făcute așa de un sezon. Știi? Bine, nu e vorba doar despre izolarea blocului cu scârți și da. Tencuiale, e vorba de lucrări de mult mai mare învergură, cu schimbarea tâmplăriei, de exemplu. Bun, ai schimbat certificarea energetică, care da. Înseamnă, mă rog, lucrări da, de acoperiș. Mă refer la aceste lucrări care s-au făcut cu tapetarea blocurilor, cu fel de fel de materiale de proastă calitate, de slabă calitate și ele și văd acum lucrările de proastă calitate. Plus estetic. Păi, cineva a vrut cu mov, altcineva a vrut cu verde. Bun, acum nu știu, unele chiar au culori vesele, așa, culori vii. Nu știu dacă se încadrează în peisaj, dar unele arată bine. Unele. Dar acum nu se va mai putea, pentru că în sfârșit avem plan urbanistic general. Da, și dacă e plan urbanistic general, ce? Dacă unul vrea sunt cu niște verde norme, și unul cu roz. Acum sunt niște norme. Da. Am în orașul ăsta a făcut fiecare ce a vrut. Acum, ce norme mai pui acum norme? Iar în ceea ce privește cele 1000 de rable care pot fi valorificate cu câte 3000 de lei pentru fiecare proprietar prin fondul de mediu, jumate din bani, și primărie, cealaltă jumătate din bani, în primele două zile, sigur, a și picat platforma la nivel național. Zi-mi o platformă care nu pică în România. Bine, mai sunt platforme astea care iau mașinile abandonate. Alea nu pică. 250 de, din cei 1000 de suceveni care pot valorifica astfel rablele s-au înscris pe platformă. Nu este nicio garanție la momentul acesta că documentele pe care le-au depus sunt corecte și vor și primi banii, pentru că e foarte stufoasă documentația. Da. Păi și de la 1000 care erau la un moment dat până la 250, unde sunt? Mai au timp până la sfârșitul lunii. Păi da, și acolo îți dă în funcție de câte fonduri sunt. Dacă nu te înscrii la timp, nu mai primești dacă bani. Se termină fondurile... Da. Înainte de 31 august nu mai prinzi, dar teoretic, cel puțin teoretic, atât de multe schimbări au fost în proiectul ăsta încât ce vorbim acum s-ar putea într-o oră să nu mai fie valabil. La 1000 de înscriși în municipiul Suceava se închide platforma, teoretic. Bun, acum asta e făcut așa, e o lălăială de un an jumate, cred, sau doi. Poate chiar mai bine. Așa, că eu știu, Ion Lungu, când a anunțat prima oară, na, jumate, doi ani de zile, deja se înscriseseră vreo 500 din prima. Pe lista de așteptare la primărie. Și prima dată era o sumă mai mare, adică acum dă 2400 de lei Ministerul Mediului și 600 de lei primăria. Da. Înainte era parcă jumătate, după aia s-a schimbat. Bun, ei au jucat cei de la Ministerul Mediului, de la Guvern. După care iar s-au întors, cred că la 1500 și 1500, tot așa. Da, și au jucat la trecerea timpului. Au trecut 2 ani de zile de atunci, unii oameni au abandonat, altora li s-a făcut lehamite, au abandonat. Alții și... au luat, și-au dat rabla și-au luat mașină nouă, poate pe programul celălalt. Și Cătălina, ce înseamnă 3000 de lei acum și ce înseamnă în urmă cu 2 ani? Numai așa s-o luăm. Păi la ce inflație este? 3000 de lei, cred, de astăzi, cred că înseamnă 2000 de lei de acum 2 ani. Cam așa mă gândesc eu. Da, cum, deci... cum, Sorine, nu e adevărat, că de ieri s-a ieftinit totul. Ce s-a? Nu? A, știu, mă, bă. Și coșul de cumpărături da, e între 30 și 50% mai ieftin. Așa se aia zice. Este o bășcălie. Păi cum pui tu acolo la produse? Pâine de 500 de grame cu verdele în sus. Bună ziua, aveți pâine de 500 de grame? N-avem, de 600. Păi și noi subvenționat, nu aia de 500. Mă, e bășcălie asta, Cătălina. Asta e bășcălie, ce naibă. Nu știu de care zahăr la, nu știu ce la vrac. Aveți zahăr la vrac? N-avem.
Dați-mi o pungă din aia subvenționată, până ăla la vrac. Ce e cu bășcălia asta? E la mișto făcut asta, hai să fim serioși. Iaurt de nu știu care, 250 de grame sau nu știu cât. Aveți la 250 de grame, la 230. Păi și? Păi numai ăla de 250 e subvenționat. E la mișto făcut, ascultă, zic eu. Tu nu vezi că-ți rupți în fund acum, că fac reduceri, nu știu ce și alea. Să vedem cu ce modificări la codul fiscal vor veni. Da. Și închizând asta, și asta pică mănușă, că lumea nu se mai bagă, pentru că nu bați capul așa ce, pentru 2000 de lei vechi. E bătaie de cap, adică chiar e bătaie de cap. Sunt foarte mulți care au acumulat datorii la primărie sau au amenzi neplătite. Nu au voie. Adică vor fi descalificați chiar dacă aplică. Da, așa, te duci cu mașina și fără iei volanul în casă, ții roțile, așa, și le vinzi pe bucăți și faci mai mult de 3.000 de lei. Sau la fier vechi. Obții tichetul pentru rabla și dacă vrei să-ți cumperi mașină, dacă nu... Și chiar dacă nu vrei, că sunt oameni care se ocupă cu valorificat mașini pentru tichete rabla. Sunt companii, firme, adică nu e ceva ilegal în asta. Și atunci ce să te înscrii? Nu primești 3.000 de lei, primești 2.000, dar n-ai bătaie de cap. Nu, primești mai mult, n-auzi ce spun eu, că vinzi volanul la unul, o roată la unul, schimbătorul de viteze la altul. Ăsta cățelul pe care l-ai ținut în spate pe Mileu, care că s-a decolorat și deja păi are valoare... Pe OLX sau pe ce astea, nu știu pe ce site-ul sunt. Bine, pe de altă parte, e un sfert, în două zile, un sfert din numărul maxim de mașini care pot fi valorificate astfel în Suceava. Adică nu poți zic că e neapărat puțin. Da, nu știu. Eu știu, cu o fi. Poate nu mai sunt rable în Suceava. No, când mergi pe stradă, vezi unele uitate cu... săptămânile pe acolo. Bine, Suceava e orașul contrastelor. Adică sunt niște rableturi și niște bengoase de mașini. Am văzut într-o zi una spunea că e pe magnet sau ceva, atât de jos mergea față de asfalt și mi-era milă. Mă gândeam și eu așa, adică mă mai gândesc, ce dracu mă fac ăștia? Au ciocan de făcut bani. Era un banc mai de mult, ciocanul libanez, nu mai știu. Poate o fabrică de mașini. Nici nu-i de spus aici. Ce mă, au ciocan libanez? Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Sabina Macoveciuc și Alexia Mitrofan, ambele eleve ale prestigiosului Colegiu Național Ștefan cel Mare, s-au calificat în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Competiția va avea loc în perioada 30 noiembrie-10 decembrie în Bangkok, Thailanda. Olimpiada de Științe pentru Juniori este una dintre cele mai complexe competiții organizate de Ministerul Educației, în cadrul căreia cele două elevi au demonstrat că au cunoștințe solide în domeniile fizică, chimie și biologie. Expoziția de fotografie Psihologia portretului emigranții UK, semnată de artista Cristina Sofia Lauric, a fost vernisată marți, pe 1 august, la Biblioteca Bucovinei Ghesbiera. Expoziția se înscrie în programul Luna Diasporei în Bucovina și este organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România și Biblioteca Bucovinei Ghesbiera. Deviza acțiunii a fost artiști suceveni din diaspora se promovează acasă. Sofia Cristina Lauric este o sucevancă stabilită la Londra. Artista s-a născut la Rădăuți și a crescut în satul Calafindești, în mijlocul Bucovinei. Și a început activitatea expozițională în anul 2002, fiind prezentă în mai mult de 100 de expuneri în țară și străinătate, unde a obținut mai multe premii în cadrul concursurilor organizate la secțiunile pictură, grafică și artă decorativă. În 2014 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România, filiala grafică publicitară București. În 2016 s-a stabilit la Londra, Marea Britanie. Cristina lucrează în domeniul fotografiei. A venit și a expus din 100 și ceva de portrete, 54. 58. Dacă le urmăriți, nu le-ați văzut încă, vă invităm apoi să le urmăriți, veți vedea chipurile, eu știu, emigrației, nu? E grozav. Chipurile emigrației, familii care vin, fac poze pe care le trimit apoi acasă, nu? Vedeți, de Crăciun. Da, vederi și mimează cumva o fericire totală. Fericirea nu e numai materială și cred că toată lumea, de adevăratele, cel care pleacă în exil, pleacă cu dorul de a se întoarce cât mai repede acasă. Eu cred că în clipirea aia de lumină din ochii subiecților, fotograful Cristina, Sofia, acolo se vede
acest dor fără de saciu pentru spațiul din care venim. Poate copiii sunt mai nepătrunși de acest freamăt interior care transpare dincolo de retină, dar și lor îi se va povesti și ei, dacă vor avea, cum să spun eu, respect pentru înaintași, vor reveni în locurile de baștă. Cristina a revenit, n-a venit cu una goală, a venit cu o expoziție. Consider că înainte de toate, pe lângă talentul ei înnăscut și cizelat la rang înalt prin studiile pe care le-a urmat, Sofia Cristina Laurică este și o portretistă desăvârșită. E ca un regizor care își montează până în cele mai mici detalii fiecare gest, fiecare mișcare, fiecare cuvânt, fiecare prezență, până și pe mine m-a pus să mă îmbrac astăzi în alb. Complet, i-am zis că numai la jumătate am făcut și pe interior, bineînțeles. Nu e tocmai la îndemâna oricui să pătrund în arta portretului, e pentru că nu sunt suficiente stăpânirea tehnicii și cunoașterea tuturor regulilor de fotocompoziție sau familiarizarea cu modelul. Și acest lucru necesită o atenție mult mai amplă. Vernisajul s-a încheiat cu un recital de folk și poezie. Acum, povești despre dragoste și dietă cu Adrian Beznă și Sorin Poclitaru. Și despre mine să ții minte că am fost un simplu trecător. Vin ca orice visător în nebunia mea cu minte. Atleta suceveană Mădălina Elena Sârbu s-a clasat pe locul 5 la Jocurile Francofoniei, competiție desfășurată în Republica Democratică Congo. Sportiva pregătită de Erzilia Țâmpău la clubul CSM Rarău Câmpulung Moldovenesc a concurat în proba de 10.000 de metri. Atleta suceveană Mădălina Elena Sârbu s-a clasat pe locul 5 în proba de 10.000 de metri din cadrul Jocurilor Francofoniei. Competiția s-a desfășurat în Kinshasa, în Republica Democratică Congo. Sportiva, pregătită de Erzilia Țâmpău la clubul CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc, a încheiat cursa cu timpul de 34 de minute 50 de secunde și 97 de sutimi. Doi foști atleți legitimați la clubul sportiv universitar din Suceava au urcat pe podium la Jocurile Francofoniei în proba de aruncare a greutății. Alina Alexandru Firfirica a cucerit aurul cu 64,39 de metri, iar Marius Musteață a obținut bronzul cu 51,25 de metri. Sâmbătă, pe 5 august, începând cu ora 9 pe stadionul Unirea, se vor sărbători 60 de ani de rugby în județul Suceava. Evenimentul va cuprinde meciuri de copii, junior, senior și old boys și se va încheia cu celebra repriza a treia. În 2023 se împlinesc 60 de ani de la apariția rugby-ului în județul Suceava. Momentul va fi marcat sâmbătă, 5 august, începând cu ora 9 pe stadionul Unirea, când va fi organizat un adevărat festival sportiv. În cadrul evenimentului vor avea loc meciuri de copii, juniori, seniori și old boys, iar ziua se va încheia cu celebra repriza a treia. Acțiunea este organizată de Asociația Județeană de Rugby Suceava, Asociația Prietenii Rugby-ului din Bucovina, Clubul CSM Bucovina Suceava și Clubul ACS Amicii Suceava. Sâmbătă, pe 5 august, la începând cu orele 9, vă așteptăm prin complexul sportiv Unirea, unde sărbătorim 60 de ani de existență a rugby-ului sucevean. Vor fi meciuri de old boys, juniori, seniori, copii, vor fi tombole, va fi un festival. Ne-am deschis anul acesta porțile pentru toată lumea, sper să veniți în număr cât mai mare, să ne susțineți și să vedeți ce înseamnă fenomenul rugby, pentru că nu înseamnă doar acel sport în care doi se împing cap în cap, rugby-ul este mult mai complex și mult mai interesant, de aceea vă așteptăm sâmbătă pe 5 august la Complexul Unirea pentru a vedea un festival sportiv. La ora 9 începe, cam ora când preconizați să se încheie? O să termine târziu cu repriza a treia, dar festivitatea de premieră va fi în jur de ora 12-12:30, în funcție de cum terminăm și cum o să fie vremea. Dacă o să fie foarte cald, o să accelerăm un pic evenimentele, meciurile desfășurare. Iar repriza a treia la noi se întinde de obicei, pentru că la toți le place partea aceasta
Bun, mulți dintre voi vă și reîntâlniți după o perioadă lungă de timp. Și apropo de acest lucru, ce nume sonore așa vor fi prezente din ce... Păi o să fii de la primii sportivi, de la prima echipă, cea din 1963, până la copii, nume sonore, toți sunt nume sonore și pe această cale vreau să mulțumesc asociații prietenilor ruibilor din Bucovina, pentru că ei au fost motorul acelei acțiuni, o muncă colosală într-un timp foarte scurt și acolo, aici vreau să enumăr pe Vasiliu Vasile, Dan Scolobiuc, Alin Crețu, Andrei Puiu, Tofan Sorin și lista poate continua mai departe. Ei au fost cei care s-au implicat, Sorin Crăciunescu s-au implicat în fiecare zi, ședințe, întruniri, mesaje, grupuri de WhatsApp, ca totul să iasă perfect, pentru că ne dorim, avem oaspeți din București, Cluj, Iași, Bârlad, plus toți sportivii, ei sunt invitați toți, probabil nu toți o să ajungă, toți cei care au călcat pe terenul dintre H-uri de la Suceava o să fie prezenți sâmbătă la Complexul Unirea. Știrile intermedii au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! După o zi cu mulți nori, noaptea vine cu un cer mai mult senin, potrivit meteorologilor. În majoritatea zonelor regiunii, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 12 și 16 grade Celsius. Joi va fi deosebit de cald în toată regiunea, potrivit ANM. Soarele va străluci cu putere toată ziua, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele, mai ridicate față de cele din zilele precedente, se vor încadra între 27 și 33 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Suceava și la Botoșani. Polițiștii suceveni au destructurat o grupare de hoți specializată în furtul de catalizatoare și combustibil din rezervoarele mașinilor. Gruparea era formată din 5 persoane, între care un minor. 3 dintre inculpați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un altul este cercetat sub măsura controlului judiciar. Hoții acționau cu precădere în zona de munte a județului Suceava, mai exact în Pojorâta, Iacobeni, Dorna Arin și orașul Broșteni. 2 comune din județul Suceava au rămas parțial fără curent electric în urma unui incendiu provocat de un arc electric format după ruperea unui cablu de medie tensiune de la rețeaua de alimentare. Satele care au fost afectate sunt Șcheia, Mihoveni și Pătrăuți. Focul a ars vegetația de pe o suprafață de teren destul de însemnată situată în apropierea localității Șcheia. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au intervenit la fața locului cu 3 autospeciale și au muncit mai bine de o oră ca să stingă flăcările. Preasfințitul Damaschin Dornanu l-a trecut marți pe la paturile bolnavilor din Spitalul Municipal Sfinții Doctori Cosma și Damian Rădăuți pentru a le aduce mângâiere părintească și duhovnicească. Bolnavii au primit iconițe și cărți de rugăciuni. Vizita a fost făcută la scurt timp după ce preasfințitul Damaschin a fost pacient al spitalului din Rădăuți. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a urat bun venit acasă sucevenilor din diaspora care își petrec concediile în țară și i-a invitat la Festivalul Medieval. Evenimentul va avea loc în perioada 17-20 august și va debuta cu parada participanților. După festival, cetatea domnitorului Ștefan cel Mare va intra într-un amplu proces de restaurare, printr-un proiect de 6 milioane de euro finanțat de Consiliul Județean. Perioada de execuție a lucrărilor este 36 de luni, timp în care fortăreața Sucevei va rămâne deschisă pentru vizitatori. Alte 33 de blocuri vor fi reabilitate termic în municipiul Suceava. În vreme ce în cartierul Burdujeni lucrările au început pe fonduri guvernamentale, au fost licitate alte 5 loturi pentru expertiză tehnică și audit energetic. Aceste blocuri de locuințe se regăsesc în mai toate cartierele orașului.
Un sfert din numărul maxim de beneficiari din municipiul Suceava ai sumelor pentru Rabla local s-au înscris pe platforma Ministerului Mediului în primele două zile, luni și marți. În total, administrația locală va finanța jumătate din suma de 3.000 de lei pe care un posesor de Rabla o poate primi, numai în cazul în care îndeplinește toate condițiile pentru un număr de cel mult 1.000 de Rable. Sabrina Macoveiciuc și Alexia Mitrofan, ambele eleve ale prestigiosului Colegiu Național Ștefan cel Mare, s-au calificat în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Competiția va avea loc în perioada 30 noiembrie-10 decembrie în Bangkok, Thailanda. Olimpiada de Științe pentru Juniori este una dintre cele mai complexe competiții organizate de Ministerul Educației, în cadrul căreia cele două eleve au demonstrat că au cunoștințe solide în domeniile fizică, chimie și biologie. Expoziția de fotografie Psihologia portretului emigranți UK, semnată de artista Sofia Cristina Lauric, a fost vernisată marți pe 1 august 2023 la Biblioteca Bucovinei Ghesbiera. Expoziția se înscrie în programul Luna Diasporei în Bucovina și este organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din România și Biblioteca Bucovinei Ghesbiera. Deviza acțiunii a fost: artiști suceveni din diaspora se promovează acasă. Sofia Cristina Lauric este o suceveancă stabilită la Londra. Atleta suceveană Mădălina Elena Sârbu s-a clasat pe locul 5 la Jocurile Francofoniei, competiție desfășurată în Republica Democratică Congo. Sportiva pregătită de Erzilia Țâmpău la clubul CSM Râul, câmpul moldovenesc, a concurat în proba de 10.000 de metri. Sâmbătă 5 august, începând cu ora 9 pe stadionul Unirea, se vor sărbători 60 de ani de rugby în județul Suceava. Evenimentul va cuprinde meciuri de copii, juniori, seniori și old boys și se va încheia cu celebra repriză a treia.